Merci beaucoup. Merci, Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, Mesdames, Messieurs les Ministres, Mesdames, Messieurs les Ambassadeurs. Doamnelor și domnilor ambasadori, doamnelor și domnilor ziariști, mulțumesc, dragă Maia, pentru primirea dumneavoastră călduroasă la Chișinău. Sunt fericit să mă aflu în sfârșit în Moldova. Mă angajasem față de dumneavoastră în urma numeroaselor dumneavoastră vizite la Paris și această vizită, așa cum ați spus, este prima vizită a unui șef de stat francez în Moldova de 24 de ani, în coace s-a făcut un efort imens de transformare în tot acest timp. Țara a fost bulversată profund. Prezența mea astăzi alături de dumneavoastră se înscrie într-un context dublu pe care l-ați evocat și dumneavoastră. Este vorba mai întâi de război și situația. Sunteți în situația unei țări vecine a Ucrainei care suferă din cauza agresiunii ruse. Vă aflați în fruntea unui stat, a unui parlament care își declară cu fermitate dorința de democrație, de pace și de a se integra în Europa. Nu a fost întotdeauna cazul și faceți acest lucru cu mult curaj într-o țară care este orientată în întregime către Uniunea Europeană în ceea ce privește relațiile comerciale, valorile, o țară. Sunteți o țară francofonă și francofilă care este încă de pe acum profund înrădăcinată în familia europeană. Într-adevăr, vizita mea are loc într-un moment deosebit pentru Franța, pentru că mă aflu aici nu numai în calitate de președinte al Republicii Franceze, dar și în calitate de șef al unui stat care exercită președinția Consiliului Uniunii Europene pentru încă câteva zile. În aceste ultime 6 luni, speciale în viața unei națiuni, le-am petrecut cu convingerea că Uniunea Europeană trebuie să fie la înălțime de a răspunde provocărilor epocii noastre, o Europă care reînființează legătura cu cetățenii, care creează condiții de prosperitate, care creează un model de creștere care să respecte planeta, care, o Europă care își apără interesele, își apără valorile și impune condițiile securității sale în contextul geopolitic. În acest context dificil, în acest context de război, care este o amenințare pentru toată regiunea și pentru țara dumneavoastră, așa cum o știți foarte bine, și pentru Europa. Miza a ceea ce se întâmplă în Ucraina reprezintă o amenințare pentru stabilitatea regiunii noastre, care are consecințe asupra vieților și economiilor noastre, și următoarele luni vor constitui o provocare în sine. Rusia a încălcat principiile fundamentale ale securității noastre colective de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Rusia a hotărât să violeze integritatea teritorială și suveranitatea unei țări vecine, Ucraina, și este unul din principiile fundamentale ale continentului nostru și ale angajamentului nostru internațional. De aceea țin să vă spun, să vă declar aici, domnilor și domnilor, admirația Franței față de elanul de solidaritate și de generozitate de care a dat dovadă populația moldovenească primind persoanele care au fugit din fața războiului din Ucraina. Această solidaritate și generozitate pe care ați demonstrat-o împreună cu numeroase asociații și ONG-uri pe care le salut ne obligă să avem o atitudine de admirație și din partea poporului francez, care s-a mobilizat la rândul lui în susținerea poporului ucrainian. În fiecare zi care trece, constatăm bombardamente împotriva militarilor și civililor, măceluri împotriva populației civile din partea armatei ruse, deci nu putem să facem dovadă de slăbiciune, rămânând lucizi în ceea ce privește rolul nostru, locul nostru și obiectivele pe care le
urmărim. Hotărârea noastră de a acționa este foarte fermă. Și dorim să acționăm prin toate instrumentele posibile. Trebuie să facem ca costul războiului să fie imposibil de susținut pentru Ucraina și în același timp trebuie să oprim războiul fără să intrăm noi înșine în război. Este o premieră în Europa aceste sancțiuni, sunt o premieră în Europa și până în ultima zi a președinției franceze Franța va lua în acest sens hotărârile care se impun și va ține să consolideze unanimitatea în Europa. Vom continua să susținem Ucraina și să ne consolidăm, să consolidăm credibilitatea descurajării față de Rusia, pentru ca Rusia să nu-și imagineze că poate continua mai departe agresiunea. Iată de ce am hotărât să poziționăm trupe franceze în România, în cadrul NATO. România, unde mă aflăm acum câteva ore, este un efort colectiv care este și un efort al Moldovei și știu că sunteți hotărâți să arătați că neutralitatea la care este atașată țara dumneavoastră nu înseamnă demilitarizare. Deci, cele 40 de milioane de euro de care veți beneficia în cadrul Fondului European de Apărare sunt un aport deosebit de important care va duce la dublarea bugetului militar al țării dumneavoastră. Deci trebuie să ajutăm țările care suferă de efectele directe ale acestui război și Moldova este în linia întâi. Dincolo de primirea de refugiați, cunosc impactul economic asupra țării dumneavoastră și de aceea doresc ca Franța împreună cu Germania și cu România să coprezideze platforma de susținere pentru Moldova care a fost inaugurată pe 5 aprilie. 15 milioane de euro de ajutor bugetar, mai mult de 1 milion de euro de ajutor de urgență, 37 de tone de material. Franța este unul din, una din primele țări care susține Moldova și îmi iau angajamentul ca acest sprijin să se continue. Trebuie să facem eforturi pentru a limita cât se poate de mult consecințele agresiunii ruse asupra pieței alimentare mondiale. Iată de ce am făcut o prioritate din inițiativa FARM, misiunea de rezistență alimentară și agricolă, care are trei obiective: să împiedice restricțiile la exporturi, să fie solidară cu țările care riscă să se confrunte cu probleme de securitate alimentare și să susțină producția locală. Urgența în acest context este să facem totul pentru a debloca cerealele și oleaginoasele pe care Ucraina nu le poate exporta acum din cauza agresiunii ruse și este esențial să putem găsi fără întârziere o soluție pentru a scoate aceste mărfuri din Ucraina, pentru a limita efectele situației de penurie care se profilează și Moldova are în legătură strânsă cu România un rol important de jucat în acest domeniu. Iată de ce am de transmis un mesaj triplu, trei mesaje principale, deci din partea Franței către Moldova, un mesaj de prietenie și de admirație pentru munca pe care o faceți, pentru generozitatea primirii în țara dumneavoastră față de persoanele care fug din fața războiului în Ucraina, un mesaj de susținere pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova și un mesaj de solidaritate pentru că nu sunteți singuri în față a dificultăților cu care se confruntă țara dumneavoastră, puteți să contați pe susținerea Franței și a Uniunii Europene. Vizita mea astăzi are ca obiectiv să arate hotărârea noastră de a consolida relația Franței și a Uniunii Europene cu Moldova. Așa cum ați amintit, doamnă președinte, Moldova a depus o cerere de aderare la Uniunea Europeană și această dorință de a se alătura familiei europene este perfect legitim. Această candidatură va fi dezbătută cam în 10 zile cu ocazia Consiliului European care va avea loc pe 23 și 24 iunie pe baza unui aviz oficial care
va fi emis de Comisia Europeană. Franța își va juca cu această ocazie în mod deplin rolul de președinte pentru a permite să se ajungă la un consens care să recunoască amploarea eforturilor realizate și legitimitatea poporului moldovenesc de a se alătura Uniunii. Și având în vedere situația pe care o traversăm și pe care am descris-o, să transmitem un mesaj pozitiv și clar față de cererea pe care ați depus-o. În plus, doresc să ofer garanții de cooperare accelerate pentru Moldova, care nu înlocuiesc procesul de aderare, dar care au ca scop să deschidă modalități de solidaritate și de cooperare concrete cât se poate de rapid. Este sensul propunerii pe care am făcut-o pe 9 mai, anume înființarea unei comunități politice europene care va ajuta popoarele noastre să implementeze o solidaritate concretă în fapte, în toate domeniile, cum ar fi atacurile externe, transporturile sau energiei, între țările care împărtășesc valori comune. Vă mulțumesc pentru discursul dumneavoastră, pentru discuția fructuoasă pe care am avut-o și pentru primirea călduroasă pe care ne-ați arătat-o. Deci am stabilit împreună cu doamna Maia Sandu principalele domenii ale relației noastre bilaterale. Aderez și eu la toate punctele pe care le-ați formulat, doamnă președinte. Această relație va fi încă și mai strânsă după întâlnirea de astăzi, pentru că doamna ministru a Europei și Afacerilor Externe, care mă însoțește, va semna astăzi, împreună cu omologul său, domnul Popescu, o convenție fiscală între cele două țări ale noastre, precum și un acord interguvernamental privind activitățile Agenției franceze de dezvoltare în Moldova, semnificând sfârșitul dublei impozitări și pentru a ne manifesta cooperarea strânsă față de reformele pe care le-ați întreprins. Având în vedere angajamentul luat de Franța în aprilie, luna trecută, am semnat astăzi acordarea unui împrumut de 15 milioane de euro prin intermediul AFD. Este doar o primă tranșă a unui ajutor care se va înscrie pe termen lung. Aș dori să știți, doamnă președinte, dragă Maia, că Franța se află alături de dumneavoastră astăzi și că va rămâne alături de dumneavoastră și pe viitor. Vă mulțumesc!